Alex, mâine începe sezonul, o partidă de fotbal din prima etapă, din am cum vezi scorul. Da, bună ziua. Ne așteaptă o partidă foarte dificilă împotriva celor de la Dinamo, care și-au schimbat antrenorul în acest sezon, s-au întărit și noi trebuie oricum să intrăm focusați în teren și să ne gândim doar la cele trei puncte. Pentru tine este sezonul provocării, mai ales după ce ai început anul trecut? Da, pot să spun și așa. Sper să, în primul rând, sper să sezonul ăsta să mă țină sănătos, să mă fiu ferit de accidentări și eu o să dau tot ce mai bun. Plecările celor trei jucători, crezi că va afecta evoluția echipei? Sigur, au plecat jucători de bază din echipă. Dar noi aici avem o academie foarte, foarte bună și vin mereu jucători din spate. Mulțumesc pentru Alex, întrebări? Aveți moralul ridicat după câștigarea primului trofeu al sezonului, vă gândiți la al trofeu în viitor? Da, să zicem că am uitat deja ce s-a întâmplat la Supercupă. Ne bucurăm că am câștigat încă un trofeu, dar acum începe campionatul, începe Europa League și va trebui să fim focusați pe acest lucru. Echipa națională? trebuie să joc și să fac cât mai bine și după aia lucrurile o să vină de la sine. Da, asta ne dorim, bineînțeles. Oricum, de acum putem să spunem că începe greul, pentru că este un sezon nou și ne dorim foarte mult să începem cu dreptul. Meciul de aplicare, v-au ajutat să jucați și cu oamenii de vară, matinale. Da, bineînțeles, meciurile amicale sunt importante pentru că așa reușim să închegăm relațiile de joc. Rezultatele au fost bune, așa că avem încredere. Mai ales că n-au jucat nici Ian, nici Ionuț până care au plecat. Da, la Ianis ne așteptam să plece, deci lucrul acesta îl știam de când s-a terminat campionatul. De vână nu știam, sunt jucători care au jucat foarte multe meciuri, sunt jucători importanți, dar cum a spus și Moțan, mereu vor veni alții din spate, așa că nu va fi nicio problemă. Dinamo cu un nou antrenor, o formulă schimbată pe sezonul trecut, în viață mi-e scură problema, acum repetați victoria cu Dinamo. Dinamo va rămâne o echipă importantă, chiar dacă ultimii 2 ani au fost în play-out. Au un antrenor bun, care a reușit surpriza anul trecut cu Sepsi, au intrat în play-off. Ne-a pus și destule probleme în campionatul regulat, apoi am învins ultimul meci, dar în campionatul regulat am avut probleme cu ei, așa că meciul va fi unul destul de greu.